Mai puțin de 24 de ore până la ceremonia de învestire a noului președinte american, Joe Biden. O să vedeți mâine seară, chiar aici în emisiune, în direct, cum vor decurge lucrurile. Se tem forțele de ordine de un episod similar cu violențele de la Capitoliu de zilele trecute și vă arătăm ceva mai târziu ce măsuri s-au luat acolo. Și o să vorbim, bineînțeles, și despre ce așteptări în plan politic ar trebui să avem de la noul lider de la Casa Albă în chestiuni care privesc și România. Pentru moment însă discutăm despre dezbaterile din PNL, după ce Rareș Bogdan și alți liberali i-au cerut demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului. Fostul premier a anunțat că nu pleacă de la șefia PNL decât dacă va fi schimbat la Congres, dar nici nu va polemiza public cu cei care îl contestă. Și Emil Boc a reacționat și a afirmat că partidul are nevoie și de Rareș Bogdan și de Ludovic Orban, iar dezbaterile sunt normale într-un astfel de partid. Problemele noastre interne, ok, au fost punctate, lucrurile acestea într-adevăr și în interior s-au dezbătut, dar acum continuăm fiecare zi. Aceste lucruri mi se pare ineficient și neproductiv pentru Partidul Național Liberal și cred că vom găsi și vom avea înțelepciunea necesară să ne concentrăm pe actul de guvernare. Aceste lucruri nu se discută decât la Congres. Acolo este momentul în care discutăm instituțional ce trebuie făcut cu partidul pe baza platformelor oferite. Repet, partidul are nevoie de experiența fiecăruia, că nu suntem foarte mulți. De aceea, cred că fiecare pe componenta lui are loc în acest partid democrat, mare, deschis, vibrant, vedeți, este viu și, repet, până la un punct, exprimarea unor puncte de vedere pare firească și este firească. Continuarea, repet, mi se pare păcuboasă. Partidul Național Liberal are nevoie și de Rareș Bogdan, și de Ludovic Orban, și de Robert Sigartău, și de alți colegi, de toți avem nevoie în Partidul Național Liberal. Da, liberalii par să cocheteze cu ideea că ar trebui să îi se găsească un succesor lui Ludovic Orban. E neclar însă câți dintre ei se raliază acestei poziții. Până la urmă, despre ce vorbim când vorbim despre tabere, așa cum sugerează unii dintre ei, și dacă nu cumva e pur și simplu un grup mult mai mic decât susținătorii fostului premier Ludovic Orban, care și-a trecut în ultimul an și jumătate o grămadă de reușite la palmares, care probabil că nu vor putea fi uitate sau trecute cu vederea atât de ușor. Consultantul politic Adrian Zăbavă în legătură cu noi. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ce e în PNL în momentul ăsta? Un joc de poziționări, testarea terenului, despre ce vorbim? Cred că mai mult decât testarea terenului, cred că vorbim de o primă etapă publică a conflictului intern. Dacă trecem peste ce s-a întâmplat la momentul sau după momentul alegerilor și în ceea ce privește, modul în care s-au desfășura negocierile. Am intrat într-o luptă, într-o linie dreaptă a luptei interne pentru putere în Partidul Național Liberal și cred că e doar începutul, pentru că ambele tabere care se creionează în momentul de față par destul de puternice și asta arată că în Partidul Național Liberal se va da o luptă pe muche de cuțit. Dacă rezultatul alegerilor parlamentare ar fi fost altul, cu PNL chiar și la un singur vot în fața Partidului Social Democrat, dar câștigător al alegerilor, acum probabil vorbeam despre președintele și premierul, președintele PNL și premierul României, Ludovic Orban, și mai mult ca sigur și viitorul președinte a PNL după acest congres. Dar iată că rezultatul alegerilor înseamnă mult pentru viața unui partid și toate aceste declarații din partea multora arată importanța mizei. Nu pot să-mi dau seama de ce acum, pentru că e clar că vedem o cavalcadă a contestatarilor lui Ludovic Orban. L-am avut pe Rareș Bogdan, pe domnul Sighiartău și de la aceste două puncte de vedere s-au născut și alte poziționări, deși destul de multă lume pare deocamdată circumspectă sau cel puțin în expectativă, vrând să-și dea seama cum să se poziționeze. Să nu uităm că în acest joc de putere al Partidului Național Liberal mai rămâne un jucător cheie, așa cum a fost de fiecare dată în ultimii ani, și anume președintele Klaus Iohannis. Bun, îl salut și pe profesor universitar dr. Dumitru Borțun, specialist în comunicare. Bună seara, vă mulțumesc! L-am văzut ceva mai devreme pe Emil Boc, nu întâmplător am difuzat această declarație a lui, un pol de putere totuși printre
așa numiții lideri din Ardeal ai PNL, s-a abținut de la orice comentariu, nici măcar cât alții nu a dorit să sugereze că ar trebui purtată o discuție publică despre ce se întâmplă acolo. Premierul Florin Câțu l-am întrebat astăzi într-un interviu pentru Europa FM, la fel, dacă sunt întemeiate reproșurile acestea pentru Ludovic Orban, dacă vede necesară o primenire, la fel, se abține în a face orice comentariu în spațiu public. Ce se întâmplă în PNL? Trebuie să rămână în PNL. Doar că, domnule profesor, nu a rămas în PNL și ne întrebăm de ce se poartă discuția asta acum în termenii ăștia. Pentru că nu toți gândesc așa. Cei care n-au vorbit au respectat un principiu foarte sănătos pe care Ludwig Wittgenstein l-a formulat așa. Despre ceea ce nu putem să vorbim, trebuie să tăcem. Pare o banalitate, o tautologie, dar este un lucru de mare bun simț. Sunt lucruri despre care nu putem să vorbim. Ori pentru că nu avem suficiente date. Și dacă vorbim despre ele, înseamnă că ne dăm aer, facem de deștepți. Sau pentru că nu putem deocamdată, pentru că afectăm interesele anumitor publicuri. Și atunci spunem, deocamdată nu vorbim. Sau pur și simplu pentru că nu știm cum e mai bine. Adică e o problemă de opțiune etică. Nu știu cum e mai bine. Tac! Iată de ce. Eu bănuiesc că domnul Boc și alții se abțin la discuții pentru că au impresia că miza actualelor controverse este mult prea mică pentru ei și pentru nivelul partidului, care partid trebuie să deconteze în progresul României, în reformarea acestei societăți care stă nereformată de mult de tot. Iată de ce miza este atât de mare încât să te lupți pentru niște avantaje, niște privilegii, niște dezamăgiri. Să știți că aici nu sunt doar lucruri care țin de accesul la resurse. Aici este și o luptă între grupuri care văd altfel viitorul României, care văd în alte ritmuri. Unii gândesc pe termen scurt, alții gândesc pe termen mediu și lung. Iată de ce apar conflictele. Din păcate, noi nu avem această cultură a comunicării interne într-o organizație. De-aia iese în afară. Explodează. Fiindcă noi nu știm să comunicăm pe structurile organizației. Pe diferite niveluri și de diferite departamente. Asta se întâmplă și în firme. Autoritățile astea, cum se numesc, cu capital de stat. Da. Cum se numesc? Deci, da, vorbim de companii deținute de stat. Companiile ziceți, de românești. Da, companii și instituții. Astea care vin, fiți atenți, astea care vin de afară, vin cu comunicarea în ADN. Adică au structuri, au birouri. Birou de PR, birou de marketing, birou de comunicare externă, relații cu mass media, relații cu clienții, customer relations, media relations, community relations, cu comunitatea. Deci toate lucrurile astea sunt setate de mult la ăștia. Noi acum le învățăm. Iar în partide evraiște. Eu sunt un pic mai suspicios decât dumneavoastră, domnule profesor, și mă gândesc că dacă vrei să încalci toate regulile astea, pe care totuși un partid, cum e PNL și le-a construit în ani de zile, nu se poate spune că nu le are, o faci cu un scop, adică vrei să demonstrezi ceva, te gândești la un moment dat că poate obții mai multă presiune dacă scapi discuția asta și în spațiul public. Da, da, este un genul de presiune din afară prin intermediul opiniei publice, aveți dreptate. Bă, afla lumea, știe presa. Ce nu mai putem să dăm înapoi, trebuie să vorbim despre asta. Da, exact, exact. Ce o să spun alegătorii? Deci există noi întrebări pentru că a fâsit, a ieșit în afară. Da. Dar de regulă se țin în interiorul unui partid care are, cum să vă spun, experiență deliberativă și democratică. Adevărul că nici PNL-ul nu o prea are. Este el democrat și este mai democrat decât alte partide, dar nu are experiență deliberativă. Ia gândiți-vă cât de deliberativă era sub Crin Antonescu. Cât de deliberativă? Păi Crin Antonescu a avut surpriza să afle de decizii importante ale partenerilor de coaliție
direct de la Victor Ponta, afla în direct, sub presă, și spune la un moment dat pe difuzor, pe microfon deschis, nu știa. Da. Ce, da, asta nu e o măsură liberală, de ce nu ne-ai întrebat și pe noi? Aia zice, cine mai e liberal în țara asta? Îi răspunde Ponta. Deci astea erau discuții care arătau cum să surprindă între ei membrii unei coaliții. Da. Vă dați seama că în partid nu se mai discuta nimic, dacă nici liderul partidului nu era la curent. Iată de ce noi nu avem o tradiție comunicațională și o cultură a dialogului politic. Nici în interiorul partidului, nici în afară. Apar conflicte, apar etichetări, să rup alianțe, să rup... Este exact ca într-o familie sau ca într-un cuplu. Când spui niște lucruri urâte, grave, sau faci niște gesturi urâte, să rupe ceva care nu mai poate fi legat. Nu mai poți să le dai înapoi. Bun, acum e pentru totdeauna. E interesant, apropo de cuvântul discreționar, Adrian Zăbavă, e o contradicție să-i ceri demisia lui Ludovic Orban, inclusiv pentru că ar fi luat decizii nepotrivite, că ar fi plasat discreționar, eu știu, persoane în anumite posturi, dar în același timp să-i reproșez că nu a obținut la negocieri mai multe posturi pentru PNL și anumite posturi, nu doar numeric, ci și calitativ, ne doream altceva. Nu cumva se bat cap în cap ideile astea? Nu cumva se bate cap în cap ideea că îi recunoști meritele lui Ludovic Orban în a negocia trântirea cabinetului Dăncilă, în a negocia instalarea propriului guvern la începutul anului trecut, în a trece peste pandemie în niște condiții, cum să spun, comparabile cu ce s-a întâmplat în alte țări ale Uniunii Europene? Nu intră în contradicție și acum să vii să-i reproșezi că totuși e stilul învechit și e nevoie de altceva? Poate veni în contradicție, dar trebuie să ținem cont de faptul că ceea ce auzim zilele acestea de la Rareș Bogdan, de la domnul Sighiar Tău, de la alții care se poziționează contra lui Ludovic Orban, e până la urmă o poveste. Ei vând o poveste și Ludovic Orban, la rândul său, atunci când va începe să joace împotriva opozanților, va spune o poveste despre sine și despre ce, despre de ce el trebuie să fie în continuare președintele PNL. Păi da, iertați-mă cu deosebirea că povestea ce... livrată de Ludovic Orban are echivalent în realitate, pentru că e o realitate pe care am trăit-o cu toții, adică acele episoade de care eu am pomenit și altele care mai pot fi adăugate pe listă s-au întâmplat. Narativul celorlalți este, ar fi trebuit să, în culise s-a discutat despre asta, suntem nemulțumiți că, și așa mai departe. Niște lucruri care țin mai degrabă de opinii decât de fapte, nu? E adevărat, însă în același timp trebuie să ținem cont și faptul că, și de faptul că toate aceste lucruri sunt niște lucruri intestine. Poporul liberal s-ar putea să vadă lucrurile diferit față de opinia publică în anumite aspecte. Puterea politică, influența și jocurile din jurul său sunt mai importante poate decât lucruri pe care opinia publică, un cetățean simplu, le vede în chestiunea de față. E clar că unele lucruri se bat cap în cap, revenind la discuția anterioară, sau se pot bate cap în cap. Poveștile nu sunt exacte sau cel puțin pun lumina doar pe fața care e avantajată de lumină, nu pe toate fețele. Va exista o dezbatere cu privire la acest lucru și cred că toate aceste lucruri apar și pentru că Ludovic Orban nu poate pleca din fruntea PNL doar pentru că a pierdut alegerile. Într-adevăr, pentru majoritatea liberalilor și pentru cei care îi se opun, acest lucru e foarte important. Poate cel mai important argument în povestea lor de a-l schimba pe Ludovic Orban. Însă nu-i de ajuns. Spun asta pentru că Ludovic Orban a avut un mandat de succes în fruntea Partidului Național Liberal și asta nu o pot exclude, scoate din vedere nici opozanții săi de astăzi. E adevărat, cu această sicopă importantă a alegerilor parlamentare, însă rezultatele lui Ludovic Orban ca președinte, din momentul ca președinte al Partidului Național Liberal, din momentul în care a preluat partidul și până în această situație a alegerilor parlamentare, a fost un drum presărat cu victorii. Da? Și de aici, până la urmă, puterea lui Ludovic Orban. Să nu uităm, Ludovic Orban
a ajuns într-o poziție de putere în Partidul Național Liberal și în întreaga clasă politică, cum nimeni nu și-a imaginat în momentul în care dumnealui a preluat partidul. Însă, e adevărat că și în condiții de criză și în condițiile pandemiei, Partidul Național Liberal nu își permitea să piardă aceste alegeri parlamentare, chiar dacă a ajuns la guvernare prin intermediul acestei coaliții. De aceea, cred că acest argument va fi unul care va cădea greu în decizia celor care își vor împărți, să spunem, afinitatea către o tabără sau altul, către alta, către Ludovic Orban sau către altcineva care va candida. Dar, pe lângă acest aspect al pierderii alegerilor, lui Ludovic Orban va trebui să-i fie imputate și alte lucruri, pentru ca oameni din interiorul Partidului Național Liberal să creadă din ce în ce mai mult în schimbarea lui. De punctat că deocamdată această tabără care îi se opune lui Ludovic Orban nu are un om în fruntea sa. Și până când nu va găsi un om care să îi se opună cu nume și prenume lui Ludovic Orban în perspectiva competiției pentru președinția partidului, va fi greu ca bună parte din Partidul Național Liberal să se ralieze acestei tabere. Eu aș îndrăzni să spun că până nu are aceste figuri, nici măcar nu se poate numi o tabără. Vorbim de 2-3 membri ai PNL, poate unii mai cunoscuți și mai vocali, poate alții mai discreți, care întâmplător au spus același lucru în acel moment, sau neîntâmplător, coordonat evident, dar vreau să spun că e vorba doar de asta, de niște mesaje nevalidate, de atenție, de o grupare importantă numeric sau ca pondere a responsabilităților în PNL. Domnule profesor, două lucruri care ridică semne de întrebare. Critica adusă lui Orban că a pierdut alegerile sau că nu le-a obținut, n-a obținut un scor mult mai bun. Și aici vine întrebarea, PNL dă premierul, e la guvernare, există vreo bulă de imaginație a celor din PNL, cum că s-ar fi putut să câștige PNL alegerile de unul singur, cu asemenea majoritate încât să facă guvernul de unul singur? Îmi plac întrebările dumneavoastră, fiindcă ele generează o dezbatere și în același timp o analiză serioasă. Nu este pe etichetări și pe schimbat de etichete unii cu alții. Aveți mare dreptate, pentru că este pentru prima dată când România trece printr-o pandemie, printr-o epidemie generalizată și pandemie la nivel global. Da? Nu putem să știm cum ar fi putut fi gestionat mai bine această criză sanitară, economică, umană. Nu avem termen de comparație nici în trecutul nostru istoric, nici în țările din jurul nostru. Pentru că niciuna dintre țările la care tot ne raportăm, Germania, Japonia, Franța sau Spania, Israelul, nu au tipul nostru de cultură, oamenii noștri, tipul, nu nivelul. Pe urmă, nivelul de educație științifică, toate lucrurile astea, nivelul de responsabilitate, etosul popular, toate lucrurile astea sunt diferite în țara noastră. Deci, cei care au gestionat până acum această criză o criză sui generis, iar metodele lor nu pot fi evaluate. Ne hazardăm dacă le evaluăm și le scoatem pe nas. Eu sunt tentat să cred ce spuneți dumneavoastră, că este un succes al PNL, că după ce a fost prins la guvernare de această criză, reușește să obțină o poziție suficient de bună pentru a genera, pentru a propune premierul și pentru a reuși să ofere o coaliție capabilă să guverneze țara. Deci, cred că e un punct de vedere analitic și care stă într-adevăr pe fapte, stă pe date. Celelalte poziții par mai degrabă niște frustrări, bun, niște așteptări înșelate. Știți? Exact ce a spus dumneavoastră. Le-a spus foarte bine față în față. Și
Ați dramatizat puțin tabloul ăsta, dar așa este. Păi uite, cu voia dumneavoastră mai pun un lucru, de... mai pun un lucru în ecuație. Aceste nevoia asta de reformă, care da, sigur, poate fi discutată, pentru că și PNL-ul e un partid cu destui ani în spate, încât să fi căpătat poate anumite metehne. Dar s-au reproșat numirile astea în posturi venite dinspre lideri de organizații acceptate de Ludovic Orban, care a plasat cu mâna lui anumite personaje. Toți acești oameni care, ăștia, 2-3, mă rog, pe care îi știm acum, care reclamă lucrurile astea, unde erau? Că erau într-un birou de conducere al PNL, au fost unii dintre ei la masă tot timpul atunci când se luau astfel de decizii, adică dacă iar, și PNL-ului îi reproșez că s-a comportat Orban dictatorial. Lider de partid autoritar care să nu permită o opinie sau o dezbatere. Așa este. Știți ce mă tem? Că eu vorbesc în cunoștință de cauză. Eu îi cunosc pe amândoi. Și pe domnul Rareș Bogdan și pe domnul Orban. Pe domnul Orban îl cunosc de când era student. Eu eram asistent universitar la Brașov. Deci îl știu bine ca personalitate, ca structură morală. Dacă vreți ca portet psihomoral, domnul Adrian Zăbavă știe ce vorbesc, că dânsul ca analist politic lucrează cu astfel de portrete când consiliază pe cineva. Deci e un om care crede cu sfințenie în ce spune, luptă pentru drepturile omului, luptă pentru liberalizare, luptă pentru eradicarea acelui sistem învechit, pile, cunoștințe, relații, pe care românii îl bacatelizau și îl numeau în ironie PCR, pile, cunoștințe, relații, care a fost dus la perfecțiune de PSD. Ori asta reprezintă tot ce urăște mai mult Ludovic Orban. Da, Ludovic Orban. De-aia vreau să vă spun. Este de admirat ca profil și ca ce încearcă să facă. Ceea ce se poate spune, și eu presupun că despre asta e vorba, apropo de experiența și de rodajul de care vorbeați și dumneavoastră, eu bănuiesc că în an și an de activitate politică și administrativă, domnul Orban și-a făcut niște obligații. Niște obligații morale și politice, sau dacă vreți, moral-politice. Și că a cedat în fața unor presiuni de genul ăsta, n-a putut refuza niște persoane, niște grupuri de interese, care nu pentru, să fie clar, nu are agenda ascunsă. Eu nu cred că Ludovic Orban are agenda ascunsă și a intrat în politică să-și facă, să se înstărească, cum au făcut alții. Nu. Dar a fost condiționat la un moment dat chiar din rațiuni morale, pentru că are niște datorii de plătit. De-a lungul unei cariere politice faci treaba asta. Ceea ce unul mai tânăr n-a apucat să o facă, este, știți cum e, ca aluviunile. Cu cât râul sau fluviul este mai lung, cu atât aluviunile sunt mai mari și formează o deltă, cum face Dunărea, pentru că vine tocmai din munții Pădurea Neagră. Iată de ce o carieră lungă în politică te și condiționează și te restricționează la un moment dat. Are, domnule Zăbavă, vreo influență ceea ce se întâmplă în relațiile din coaliție? Adică noi știm că se cam pândesc părțile astea una pe cealaltă și ne-au arătat asta încă de la început. Stau și mă gândesc dacă USR Plus se va prevala într-un fel sau altul de aceste fricțiuni momentan în PNL, nu știu, pentru a câștiga niște puncte sau pentru a negocia anumite lucruri altfel. Uite acum, iată câtă vreme e criticat cel care a alcătuit această coaliție, poate venim noi cu alte doleanțe sau, eu știu, încearcă să găsească o breșă. Și dacă n-ar fi fost într-un an de alegeri interne, partidele coaliției s-ar fi uitat foarte atent unul la celălalt și la ce s-ar fi întâmplat în politica lor internă. În cazul de față, în situația în care atât PNL cât și USR Plus vor avea în acest an un congres care va da noua conducere și implicit președinții celor două partide, cu atât mai mult aceste partide vor încerca să
nu doar că vor fi atente la ce se va întâmpla în curtea partenerilor, ci vor încerca să speculeze poate toate aceste lucruri. Și e absolut normal, până la urmă e un joc politic. Dacă aceste confruntări intestine vor influența actul de guvernare, e posibil. Până în momentul de față vedem că, într-adevăr, e destul de devreme, suntem la începutul anului, dar vedem că actualul guvern funcționează ușor detașat de partea politică, de discuțiile politice. Pare că guvernul format, într-adevăr, din membrii mai multor partide s-a poziționat nu neapărat o poziție, dar cel puțin pe un palier diferit față de discuțiile astea interne din mai toate partidele care formează coaliția. Însă va începe sesiunea parlamentară, sesiune parlamentară în care Ludovic Orban va deveni din ce în ce mai prezent prin prisma funcției pe care o ocupă. Da. Sesiune parlamentară prin care partidele și liderii săi vor avea cuvinte mai importante de spus pe scena politică, chiar dacă majoritatea dintre ei, chiar dacă unii dintre ei sunt și în guvern, cum e cazul lui Dan Barna și a domnului Hunor. Toate aceste dispute interne, fie că e vorba de PNL, fie că e vorba de USR Plus, după părerea mea, își vor pune amprenta pe guvernare și din primăvară, cred, depinde foarte mult de momentul celor două congrese, poate chiar din primăvară, vom vedea consecințe clare a acestor tensiuni. Părțile, taberele se vor poziționa, inclusiv miniștrii se vor poziționa și e posibil să avem consecințe clare a acestor conflicte interne. Tot ce ne mai lipsea în această perioadă complicată. Mulțumesc foarte mult pentru analiză, Dumitru Borțun, Adrian Zăbav. Ne uităm spre Washington în momentul ăsta, pentru că va avea loc mâine, în mai puțin de 24 de ore, ceremonia de inaugurare a lui Joe Biden în funcția de președinte al Statelor Unite. Conform programului, Joe Biden și vicepreședinta sa, Kamala Harris, vor trebui să treacă prin patru momente importante, începând cu depunerea jurământului. Vă spuneam, veți vedea o bună parte dintre ele mâine seară în direct aici la Actualitatea. Investirea aceasta se va face însă în condiții cu totul neobișnuite. Centrul capitalei Washington DC e transformat într-o adevărată fortăreață de câteva zile. În plus, de la ceremonie va lipsi învinsul în alegeri, președintele încă în exercițiu, Donald Trump. Cel mai important moment al instalării în funcție a lui Joe Biden este cel al depunerii jurământului de către noul președinte, lucru care de regulă are loc în prezența șefului Curții Supreme de Justiție în fața clădirii Capitoliului. Joe Biden va trebui să citească un segment al articolului 2 din Constituția Statelor Unite, care stipulează: jur solemn să îndeplinesc cu bună credință funcția de președinte al Statelor Unite și să fac tot ce-mi stă în putință să păstrez, să protejez și să apăr Constituția Statelor Unite. Din acel moment, Joe Biden își va începe oficial mandatul, iar la scurt timp după aceea și Kamala Harris va trebui să depună jurământul. La depunerea jurământului, în mod normal, ar fi trebuit să fie prezent și Donald Trump, care însă a anunțat că nu va veni. În schimb, din partea administrației Trump, va fi prezent vicepreședintele Mike Pence. Imediat după depunerea jurământului, noul președinte, noua prima doamnă, împreună cu vicepreședintele și soțul acesteia, vor asista la o paradă militară care, în mod tradițional, are loc la baza Capitoliului. Acest pas a fost urmat inclusiv de Donald Trump în urmă cu 4 ani, iar repetiții de ultim moment au avut loc în ciuda măsurilor dure de securitate. Un alt moment important îl reprezintă așa numita escortă prezidențială, altfel spus, drumul pe care noul președinte îl va face de la Capitoliu până la Casa Albă. De regulă, președinții au parcurs acest drum ori pe jos, ori cu mașina. Din cauza stării tensionate din Washington, este însă puțin probabil ca serviciul secret american să-i permită lui Joe Biden să meargă pe jos. În aceeași zi, Joe Biden se va muta la Casa Albă, care îi va fi reședință pentru următorii 4 ani. Conform tradiției, noul cuplu prezidențial ar trebui întâmpinat de cel anterior. Însă nici acest lucru nu se va întâmpla din cauza refuzului lui Donald Trump și al Melaniei Trump de a participa la festivități. Ceremonia de învestire
Revenirea lui Joe Biden va avea loc în condiții speciale de securitate, care au transformat centrul capitalei practic într-o fortăreață. În jur de 25.000 de membri ai Gărzii Naționale au fost desfășurați, iar în jurul Capitoliului și al altor clădiri guvernamentale a fost creat un perimetru de securitate. În plus, pe străzi au fost trimise patrule de soldați și au fost amplasate baricade și puncte de control. Cristian Cârstoiu, antreprenor în Statele Unite, în legătură cu noi. Bună seara! Cum se vede toată povestea asta de schimbare de mandat cu acest refuz al președintelui care pleacă de a preda ștafeta în mod formal? Dă un semnal, domnule Cârstoiu, că lucrurile vor sta la fel de prost, la fel de divizat, la fel de polarizat și de acum încolo? Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Sigur, este o inaugurare cu cântec, este o inaugurare neobișnuită. Să nu uităm că nici până în ziua de astăzi Donald Trump nu a recunoscut alegerile din noiembrie. Și lucrul acesta se vede și creează o stare de tensiune, o stare de animozitate, pentru că nu se știe dacă are vreun nas în mânecă, nu se știe dacă va face el ceva sau dacă suporterii lui vor crea ceva evenimente, și din cauza asta toată lumea este cu antenele ridicate, ca să spun așa. Sigur, toți ne dorim normalizarea vieții politice și sociale aici în America. Se simte o tensiune inerentă, dar neexplicită. Sigur că fiecare dintre noi locuiește într-o zonă care este preponderent democrată sau preponderent republicană, și atunci impactul imediat nu este major. Nu suntem în zone, ca să spunem așa, în care să existe conflicte, fie și teoretice, între indivizi cu păreri diferite. Sigur, faptul că Donald Trump nu vrea să participe la inaugurare e dreptul lui, așa cum nici democrații acum 4 ani la inaugurarea lui Trump au boicotat inaugurarea și nu s-au prezentat in corpore. Și atunci probabil că e momentul lui Trump să le întoarcă, să zic așa, favoarea între ghilimele. Dar lăsând asta la o parte, de mâine începe o nouă eră politică în America. Sperăm că Trump va pleca decent de la putere și că Biden va face ceea ce a promis, să reușească să atenueze aceste asperități sociale și America să intre într-o perioadă de acalmie politică și socială. Da, multă muncă la proiectul ăsta, din câte înțelegem, ani de diviziune și polarizare care și-au produs niște rezultate crunte, și sigur că lucrul ăsta va cere un efort de reconstrucție. Până atunci însă vin niște semnale care sigur au legătură cu lucrurile întâmplate la Capitoliu în urmă cu câteva zile, dar semnalele astea s-ar putea să fie mai mult decât referiri la ce s-a întâmplat atunci, cât niște semnale politice. Liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, spune că protestatarii de la Capitoliu au fost alimentați cu minciuni și provocați de Donald Trump. E o reacție foarte dură, o declarație foarte dură, dă semnalul despărțirii republicanilor sau a celor mai influenți dintre republicani de Donald Trump? E pe cont propriu de acum încolo, oare? Pot să zic că Trump a devenit nefrecventabil, ca să folosesc un termen deja consacrat, chiar în sânul republicanilor, pentru că Trump vine și pleacă. Este un personaj puternic ca și impact, dar tranzitoriu în lumea politicii. Republicanii rămân. Republicanii deja strâng rândurile pentru alegerile parțiale din 2022, în care se urmărește recâștigarea controlului cel puțin într-una dintre camerele Congresului. Strategia republicanilor este ca în 2020 să-l poată izola pe Biden în aceeași măsură în care Obama a fost izolat în ultimii lui 2 ani de mandat cu un congres republican. Iar pentru asta semnalul pe care republicanii din congres trebuie să-l dea este alinierea la valorile democrației americane, alinierea cu Constituția, cu normele statului de drept și delimitarea de orice manifestări care ar încerca printr-o formă non-democratică, non-politică, să zic așa, schimbarea acestui traseu. Bun, domnule Cristoiu, dar spuneți că pleacă Donald Trump, a venit și a plecat, așa flamboyant cum a fost el, dar
că republicanii rămân. Întrebarea este dacă nu rămâne totuși în urma lui un gen de abordare pe care americanii au văzut-o posibilă odată cu Donald Trump și căreia i-au prins gustul, să zicem așa. Adică pare că a scos Donald Trump în momentele, în acești 4 ani de mandat și probabil puțin înainte că de-aia a fost votat, s-a cățărat pe un tip de atitudine, rezonează foarte multă lume cu el. Ai putea spune chiar in extremis, nu știu, poate jumătate din America, poate mai puțin, dar e atât de ușor să-l înlături din peisaj ca moștenire? Pe el ca individ, da, el ca individ probabil că va dispărea, pentru că media nu-i va mai da importanță, politica nu o să se mai centreze pe el și atunci, dacă nu mai este prezent pe medii, pe canalele media, imaginea lui se va estompa. Lucrul de însă pe care l-ați zis și asupra căruia mi se pare foarte interesant de construit, este această atitudine care vine de fapt ca rebound la politica extrem de rigidă pe care a dus-o Obama. Nu uitați că Trump a fost ales datorită politicii lui Obama. Este foarte puțin cunoscut chestia asta. Dacă n-ar fi fost Obama, Trump n-ar fi fost ales niciodată. Pentru că Obama a avut o politică foarte rigidă, foarte conservatoare în ceea ce privește relațiile sociale, o politică de centralizare excesivă la nivel federal, la Washington, de control excesiv a resurselor federale, ori lucrul ăsta a creat în teritoriu, în statele, în special în statele republicane, foarte multe animozități. Iar Trump a folosit acest context. Deci atitudinea lui Trump, ca să zic așa, se va regăsi în momentul în care Biden și noua administrație democrată vor merge pe aceeași linie politică a lui Obama. Dacă evită aceste Biden greșeli, ne spuneți, s-ar putea să, da. Mă rog, greșeli din perspectiva lor politică, da, deci, s-ar putea da, să, deci dacă, să dispară cu totul. Da, deci această linie politică de centralizare excesivă, să nu uităm că Obama a creat foarte multe agenții federale pe care Donald Trump le-a demantelat. Dacă Biden le va pune la loc, atunci în 2024 cu siguranță vom avea același tip de conflicte. Să nu mai uităm încă un lucru. Trump nu este nici politician, nici militar. Deci de-a lungul istoriei Statelor Unite, aproape, probabil că îmi scapă mie dacă este, dar nu am cunoștință de vreun președinte care să fie ajuns provenind din mediul de business. Toți președinții au venit fie din politică, fie din armată. Trump a venit în afară. Le-a dat cu tifa tuturor și a zis: Pot să nu fiu politician și să ajung președinte. Și lucrul ăsta, nonconformismului, nonșalanța lui, stilul, faptul că el nu era dispus la compromisurile pe care un politician le face de regulă, sigur că au creat foarte multe animozități. Biden, pe de altă parte, este un politician pur sânge, un politician de carieră, are peste 40 de ani, aproape 50 de ani de carieră politică în spate. Ăsta e și motivul de fapt pentru care Trump l-a avut pe Mike Pence ca vicepreședinte, tocmai pentru că Mike Pence era politician, deci știa să ungă rotițele mecanismelor Congresului, relației în cadrul partidului și așa mai departe. Trump n-a făcut chestiile astea. Trump era cei în gușă și în căpușă. Și câteva sigur că secunde, domnule Cârstoiu, la ce ne putem aștepta ca schimbare de abordare în chestiuni care privesc și România din partea administrației democrate a lui Joe Biden? Aici puține lucruri sunt la orizont. În general, politica internațională este destul de bine axată pe termen lung. Există instituții ale statului, există niște linii directoare de anvergură care nu se vor modifica de la un mandat la altul. De fapt, dacă ne gândim faptul că Trump a făcut o grămadă de schimbări în tratate pe care America le semnase, i-a creat o reacție de adversitate la nivel internațional. Oamenii se bazează că America e constantă în politică, nu este variabilă, nu este la discreția locatarului de la Casa Albă. Tocmai acest lucru, lumea se așteaptă ca Biden să-l repună pe făgaș, să reintroducă America în rolul ei de centru de gravitație al politicii internaționale. Și sigur, din acest motiv, țările care sunt aparțin de NATO, de exemplu, să rămână în picioare și să rămână suficient de solide, ancorate, ca să zic așa,
în relația cu Washington. Mulțumesc foarte mult, Cristian Cristoiu. Noi ne întoarcem în câteva momente, vorbim despre ravagiile pe care le face această nouă tulpină a coronavirusului. O să vedeți ce restricții a impus Germania din cauza acestui subiect și ce am putea face noi, care suntem la începutul acestei campanii de vaccinare, să avem șanse în această cursă. Rămâneți cu noi! Continuăm să vorbim despre provocarea noilor tulpini, dar și despre rezultatele vaccinării. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Vă spun deocamdată că Germania ar putea rămâne în lockdown până la jumătatea lunii februarie. Cancelarul Angela Merkel vrea extinderea izolării naționale cu 2 săptămâni peste limita stabilită până acum. În plus, e luată în calcul impunerea obligativității de a purta măști model KN95 și FPP2 în magazine. Sunt măștile acelea care asigură protecție sporită. Nu se mai dorește doar purtarea de măști chirurgicale sau acelor confecționate din materiale textile, pentru că situația s-a schimbat din cauza răspândirii noilor tulpini de coronavirus. Vorbim deja mai mult de una, erați obișnuiți să auziți de cea britanică, între timp avem sud-africană, avem o grămadă de alte variante, toate foarte contagioase, cel puțin 35 de cazuri de infectare cu noile tulpini au fost până acum depistate doar în landul Bavaria. Încercăm să vedem în ce măsură trebuie să ne adaptăm și noi strategia. Doctorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, în direct cu noi. Bună seara, domnule doctor! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor B1. Cum ar trebui să reacționăm sau, dacă vreți, să acționăm proactiv înainte să descoperim că avem și noi foarte multe cazuri și că ne pune probleme tulpina asta? Da, deci într-adevăr au apărut variante și o să mai apară. Am spus acest lucru și nu numai eu l-am spus, l-au spus o serie de specialiști, că acest virus practic luptă în acest război pe care noi îl ducem cu el și el cu noi prin generarea de noi variante. Acum deja se vorbește și de o variantă nouă apărută în California, care și aceasta în zona Los Angeles, San Diego, așa mai departe, care avem și aceasta a devenit dominantă. Germană, deci, iată, da. Da, și aceasta, ca și celelalte, se caracterizează printr-o transmisibilitate, se pare, mai crescută. Rămâne ca și ei să stabilească aceste lucruri mai clar. Deci sunt cele două linii de acțiune care trebuie urmate, respectiv vaccinarea într-un timp, cum spuneam, de un orizont de timp de un an de zile, a minim 60% din populație și menținerea infecțiilor la nivelul minim posibil pentru a limita posibilitățile virusului de a genera noi variante. Până acum, variantele s-au caracterizat prin creșterea transmisibilității, care și aceasta ridică niște probleme, pentru că cu cât transmisibilitatea este mai mare, cu atât acoperirea vaccinală va trebui să fie mai mare. Deci, în momentul în care vorbeam de varianta aceea apărută în Manaus, în Brazilia, o acoperire de 66% era suficientă, însă de acum ne confruntăm deja cu variante cu transmisibilitate crescută, deci mai mult ca sigur că și procentul de persoane care va trebui să fie vaccinat va fi mai mare. Deci iată că chiar dacă aceste variante noi nu influențează direct răspunsul imun la vaccin, influențează vaccinarea prin faptul că trebuie să vaccinăm pe măsură ce apar variante tot mai transmisibile, trebuie să vaccinăm procente din ce în ce mai importante de oameni. Și asta nu este ușor de făcut. Bun, acum pentru că vorbim de vaccin, marea necunoscută, întrebarea care se pune tot mai des odată ce și România au început să se vaccineze. Oprește vaccinul îmbolnăvirea, dar oprește și transmiterea virusului? Cu alte cuvinte, o persoană care s-a vaccinat, știm, nu mai face boala. Întrebarea este dacă în zona nasului, calea principală de intrare a COVID, răspunsul imunitar e atât de mare încât să oprească și transmiterea virusului către ceilalți care nu s-au vaccinat, nu s-au imunizat. Deci, practic, ne protejăm doar pe noi sau reușim să-i protejăm și pe ceilalți? Înainte să ne răspundeți dumneavoastră, o primă concluzie a celor de la Pfizer, care spun așa că, după un studiu pe care l-au făcut, e foarte puțin probabil ca cei care au primit vaccinul să mai fie contagioși. Deci,
cumva ar confirma teoria că odată ce ai făcut vaccinul, sunt șanse foarte mici să dai virusul în jur. Cum vedeți asta? Da, deci cred că trebuie lămurită din start o problemă care cred că nu este foarte clară pentru toată lumea. Deci avem odată eficacitatea și pe cealaltă parte avem efectivitatea. Asta este singura traducere care se poate face la efectivity. Deci efectivitatea. Ce înseamnă asta? Eficacitatea este cea care a fost stabilită, spre exemplu, de Pfizer la 95% în urma studiilor făcute până la aprobarea vaccinului. Deci vorbim de studii care sunt făcute în mediu controlat și care sunt cele de fază 1, 2 și 3. Cele de fază 1 și 2 pe număr mai mic de oameni și cele de fază 3 pe mii sau zeci de mii de oameni, cum a fost cazul la Pfizer. Acum trecem la al doilea tip de studii care de-abia acum se pot derula pentru că vaccinarea n-a început de foarte multă vreme și anume la studiile de efectivitate. Deci aceste studii se efectuează doar după ce vaccinul a fost aprobat pentru utilizarea populațională. Există deosebiri între rezultatele de la studiile de eficacitate și cele de efectivitate. De ce? Pentru că studiile de eficacitate sunt făcute în mediu controlat, pe loturi selecționate, din care sunt excluse anumite grupe de persoane, unde vaccinarea se face după toate regulile, vaccinul este păstrat foarte corect și atunci eficiența este mai crescută, la 95%. În momentul în care vorbim de studiile de efectivitate, acestea se fac în viața reală, ca să spunem așa, unde discutăm de oameni care prezintă diverse patologii, care sunt excluse în celelalte studii, unde sunt grupele de vârstă diferite, unde vaccinul contează cum este păstrat, cum este transportat, contează cum se face administrarea și atunci această efectivitate este întotdeauna la toate vaccinurile ușor mai scăzută decât eficacitatea despre care am discutat în studiile anterioare, care sunt controlate. Acum rămâne ca să facem să fie derulate aceste studii de efectivitate, să vedem care este diferența între cifrele de la eficacitate și efectivitate și apoi vom putea concluziona asupra aspectelor menționate de dumneavoastră. Eu nu-i contrazic pe cei de la Pfizer, nici vorbă de așa ceva, doar că există niște diferențe. Vă dau exemplu la vaccinul gripal care este cunoscut. Deci acolo, practic, eficacitatea este undeva între 50 și 70%, iar efectivitatea este undeva între 40 și 60%. Deci, iată, este o scădere și cu toate acestea, vaccinul gripal este protectiv. Deci, chiar dacă cifrele de la efectivitate sunt mai reduse, procentele sunt mai reduse decât cele de la eficacitate, asta nu înseamnă că vaccinul nu va fi protectiv atât în privința prevenirii îmbolnăvirii celor care sunt vaccinați, cât și în privința prevenirii transmiterii, unei potențiale transmiteri, să spunem, despre care se discută, de la cei vaccinați la cei nevaccinați eventual. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, domnule doctor Popovici. Închei cu informația acestei seri că vin 2 milioane și ceva de doze până la sfârșitul lunii martie, informație dată de premierul Florin Câțu astăseară, ceea ce sigur înseamnă doză inițială plus rapel, vaccinarea unui număr mult mai mare de persoane decât se aștepta chiar și ministrul sănătății. Probabil că o să continuăm să vorbim despre asta și în zilele următoare, să vedem cum facem față acestei provocări. Silviu Mănăstire, dosar de politician, în câteva momente. Rămâneți cu noi!